cine te iubește pe tine? Tu, doi, tată. De asta te plătesc eu. Să stai pe jocuri, nu? Eu am salariu din ce în ce mai mic. În clipa asta, îți faci bagajul și tu. Hai, mă, șefu, bem o cafea și... Gata, gata, te rog eu foarte mult. Fără discuții, poftim. Acum e pandemie, e mai greu situația. Mamă, lasă-mă cu pandemia asta, că stai un zgârcit. Îi dă doar lui Fisu și mie un leu nu-mi dă. Zici că sunt servitoarea lui, sluga lui sunt. Fii atent, da, am venit să spun ceva și cu asta basta. Vezi că de mâine ești angajat. Tu crezi că mie cum îmi vine ca mamă, soacră să văd alt bărbat în casa fiului meu? Cum îmi vine? Gândește-te că faci și-a rostul un ban, aduce și-a un ban în casă. Reușim și noi să strângem niște bani, plecăm și noi în concediu. Și asta mare trebuie să-și facă un viitor, să știi? Și trebuie să o lași să învețe. Deci acum aici îmi faci bine un ciorbiț. Nu, te duci tu și-ți faci singur, că eu am lecții, că am lucrare mâine. Dacă ar vedea tatu toate ce se întâmplă, cred că s-ar răsuci în mormânt acolo și ar veni de acolo înapoi acasă. Vii beat la mine în casă la și acum ai pretenția să ce? Să-ți mai fac și de mâncare? Păi, domnișoare, stai că ți-ar duce cine e, bă, aici? Lasă că ți-arăt eu, dragă! Lasă și lasă-mă! Bă, vină în coace, că să vezi ce-ți dau eu! Sunt momente în viață în care ești nevoit să alegi compromisul, pentru că altfel nu poți sau pentru că nu vezi altă cale. Dar în majoritatea cazurilor, compromisul creează ecuații complicate de viață, din care, odată cu trecerea timpului, este din ce în ce mai greu să ieși. Atunci apar consecințele, iar alegerile devin extrem de greu de făcut. Povestea de astăzi începe cu premisele unui tablou de familie fericită. Doi părinți, doi copii foarte reușiți și o casă impunătoare care ar sugera un trai lipsit de griji. Însă această familie are un trecut cu repercusiuni în prezent. La 32 de ani, Angela, asistentă medicală de profesie, a rămas văduvă cu o fetiță de crescut, Alexia, acum în pragul majoratului. La 2 ani după moartea soțului, când Alexia avea 10 ani, Angela s-a căsătorit cu Ciprian și, la scurt timp, s-a născut Tudor. Acum toți patru locuiesc în impunătoarea casă ridicată de regretatul tată al Alexiei, dar finalizată de Angela și de Ciprian. De câțiva ani, Ciprian muncește la o fabrică de canapele și, de la bun început, a fost într-o poziție privilegiată. Dar în vremurile grele pe care le trăim deja de ceva timp, detaliile au început să facă din ce în ce mai mult diferența. De asta te plătesc eu. Să stai pe jocuri, nu? Haide, mă, șeful. Asta e atitudinea ta, că noi ne chinuim să facem vânzare, noi ne chinuim să facem o grămadă de lucruri. Tu stai pe jocuri. Dar nu stau, șeful, șeful, dar nu stau pe niciun joc. Păi, acum ce fiu? Nu, mă uitam, acum. L-am angajat pe Ciprian acum 2 ani. De când l-am angajat, am văzut ce-i poate pielea. Te-am ținut pe perioada pandemiei. Ai luat salariu când mi-a venit camionul cu mobilă, nici măcar nu te-ai chemat să descarci. Înainte de pandemie, vânzări slabe. Pe perioada pandemiei ai luat salariu. Pe durata pandemiei a fost tot închis, mi-a fost foarte greu să mă descurc. A trebuit să plătesc oamenii ca să nu-mi plece. Acum, în loc să te agiți, vezi ce facem cu toții prin birou, tot cu clienți, cu nebunie, cu tot. Tu stai pe jocuri. Dar nu stau, șeful, mă uitam acum, vreau să... Hai, mă, șeful. Fii atent. Eu ai fi și tu supărat acum. Ascultă-mă puțin. Suntem cu toții în aceeași barcă. Eu câștig, tu câștigi. Nu se poate să câștigi doar tu și eu să pierd. Ideea e următoarea. Cu copilul, te-am înțeles că întârzi la servici. Te-am înțeles că pleci mai devreme. Ți-am înțeles că nu știu ce nevastă ta nu poate să ajungă și ți-am dat drumul. Când ai doi copii, nu că e greu. Este foarte greu. M-am gândit că are familie, că are doi copii și am zis că unde muncesc doi, muncește și al treilea. Mai mănâncă unul o pâine în plus. Deci ți-am făcut o grămadă de favoruri. Mulțumesc, șef. Și de la tine nu am primit nimic. De când a început din nou activitatea, vânzări zero de partea ta. Tu stai, uite ce mi-ai făcut pe canapea. Uite, canapea nouă.
șeful, că n-are nimic, uite, n-are nimic. Cu pantofii murdari, vine clientul acum. Veneam cu un client acum, urcam cu un client, ia uite cine stătea tolănit pe canapeaua lui. Dar mă, șeful, că nu vine niciun client, nu vezi că nu vine niciun acum, client? Acum, te rog foarte mult, nu ne târguim, nu ne... Eu m-am săturat. Acum, în clipa asta, îți faci bagajul și tu. Hai mă, șeful, bem o cafea și ne... Bem o cafea și noi, bem o cafea și ne... Gata, gata, te rog eu foarte mult, fără discuții, poftim. Asta îmi lipsea acum, să fiu dat afară pe foamea asta. Șefii ăștia nu mai au și ei niciun raționament, nu se gândesc decât la ei. Hai mă, șefule, mai dăm o șansă. Uite, o să vezi că o să fie bine pentru toată lumea. A crede-mă. A câta așa. Pauză de țigare la 10 minute. Am și eu un viciu acum. Ai ce viciu? Să fac? Și eu am un viciu. Dar nu suport pe bani. Uite, mie îmi place să joc la casino. Foarte nu mai frumos, joc, că nu bani, joc dar acolo. Nu dai tu bani să joc, da? Șefii, când au salariile care le au și la banii care iau, nu se gândesc la noi ăștia mai mici, care n-au ce pune pe masă, n-au de unde aduce o pâine. Tu te duci să fumezi la 10 minute? Ce zic angajații când pe tine te văd mereu la cafea? Hai mă, șeful, și eu veneam... Vreau să vin astăzi... Stai, că vreau și eu să vin astăzi să cer și eu niște bani. Să-mi măriți și mie salariul și acum tu vii și mă dai afară. Salariul să-l mărim? Bine, nu, gata, nu mai mărim niciun salariu. În măsura în care tu, pe durata pandemiei, când eu am avut pierderi mari, ți-am luat salariul întreg, iarăși, numai tu câștigi, nu suntem cu toții. Șeful, gata, în clipa mulțumesc, asta, da, mai dăm o șansă, o grămadă de șanse, șeful, te rog. Cu copii, cu, foarte cum mult cu copii, am avut grijă de ei. Dăm o șansă, șef, ai, te rog frumos, și cadouri, șefule, și de anul nou, și de Crăciun. Șefule, nu se mai întâmplă, mai dăm o șansă, te rog eu frumos, nu, deci, nu face asta acum. Nu face scandal. Nu mai vreau să aud, m-am săturat, nu mai acord șanse, nu mai vreau să aud de greutăți. Muncești, ești plătit. Nu muncești, ești dat afară. E logic, nu? Te rog eu frumos, hai, mai dăm o șansă nu și gata. Nu ne certăm. Una. Acum, în clipa asta, te rog frumos, la revedere, drum bun, da? Ți-ai făcut bagajul? Șt, la revedere. O grămadă de șansă. Situația se complică în familie, pentru că acum tot greul a rămas pe umerii Angelei. Acest lucru ar presupune o discuție imediată între cei doi soți, dar se pare că deocamdată nu s-a evit momentul potrivit. Mai ales că la masă nu este recomandat să vorbești despre subiecte cu încărcături negative, nu-i așa? Bravo! Excelent! Bravo. Hai, și acum lasă-mi și pe acum, tati. Hai să-ți arate tati, dă-mi coace, dă-i lui tati, dă-i lui tati, că nu poți tu. Mai am până la o zi de viață. Tata, nu e frumos? Ia, gurița mare, mare! Mi-am refăcut viața la 2 ani și jumătate după ce a murit soțul meu, cu Ciprian. Dar tu ce-i, dragă? Eu? Nu, eu. Nimic. Nu, mâna și mănâncă. Nu știu că... Ia, tati, am tati stă la masă. Mă asculți? Alexia este fiica mea cu Alin, iar Tudor este băiatul meu cu Ciprian. Amândoi sunt copiii mei și iubesc în egală măsură pe amândoi. Zi! Am un cantonament, am început campionatul acum, mai greu cu pandemia. Ușor, tati! Ușor, tati! Și avem un cantonament și vreau neapărat să mă duc. Și cred că luna viitoare. Aha. Și cred că costă în jur de 1400 de lei, plus testul COVID care e obligatoriu. Acum am doi copii, un soț și cred eu o familie fericită. Pe mine mă deranjează maxim că mama și-a refăcut viața. Putea foarte bine să stea singură și să mă crească doar pe mine, nu să facă și un copil. Și cine trebuie să plătească banii ăștia? Noi! Mănâncă frumos cu furculița. Noi? Da, noi! S-o crezi tu? De ce? Cum de ce? Cum? Că stai așa că deja mă enervez. Cum adică de ce? Păi cum adică de ce? Păi tu îți dai seama ce bani sunt? 1400 de lei? Plus că ți-am zis că vreau și Adidas. Eu nu aia frumoși. În jur de 2500 de lei ne duce și nu mi se pare mult. Nu ți se pare mult? Nu. Auzi, stai să ne înțelegem. Cu banii ăștia noi trăim o lună. Și tu vrei să te duci în cantonament pentru 5 zile? Să-ți plătească clubul, dacă nu te lași. Fac volei de când eram mică și acum dintr-o dată nu mai avem bani? Nu a fost întotdeauna așa. Am avut vremuri foarte bune, foarte bune împreună. Dar de când cu pandemia, de s-au scumpit toate și nu mai știi pe unde să scoți cămașa,
Este extraordinar de greu. Abia ne descurcăm. Hai! Eu zic că trebuie să vorbim la club. Când nu, eu zic să se lase de sportul ăsta. De ce să se lase? Pentru că nu face nimic cu el. Ce face cu el? Cum să nu facă? Uite câte medalii a luat și ce? Uite cât s-a înălțat. Și medaliile astea cumva îi țin de foame și eu nu știu? Nu îi țin de foame. Dar te deranjează pe tine cu ceva că eu fac sport. Da, mă deranjează că îmi cer bani și noi nu avem bani. Păi e și normal să cer bani, că deci sunt un copil. Păi să fii sănătoasă. Tu ia mai tăi, copil e el. Nu. Tu ești Dita, mai fata, pune mâna și muncește. Dacă vrei bani, du-te și fă-ți. Cred că ai greșit persoana. Nu înțelege că e prea mică să înțeleagă lucrurile astea. Dar în ziua de azi banul nu mai are valoare. Este încă la școală și mie mi se pare normal să-și vadă de școală. Să-și vadă de vedem școală. Cum facem, ne descurcăm, că și tu ai salariu și eu am salariu, nu, eu să fiu salariu, mână mai greu. Eu am salariu din ce în ce mai mic. Da. Cum adică l-ai din ce în ce mai mic? Da, pentru că nu merge nimic la firmă și cu asta basta. Păi și atunci de ce nu? Păi și cât ți-a luat? Normal că am mințit-o. Dar nu era să-i spun adevărul. Să găsească și ea soluții. Nu mai contează cum l-a făcut. Ideea e că trebuie să ne limităm la ce avem, da? Și la posibilitățile care sunt. Păi ți l-a mai tăiat odată și în pandemie. Și a trecut starea de urgență. Nu să zicem mersi că mai avem ce mai avem, da? Păi și de ce nu schimbi jobul? Dar de ce nu te duci tu la job? Pentru că sunt copil. Nu mai ești un copil. Ba da. Ba, la vârsta ta, deja, maică-ta muncea de nu știu cât timp la vârsta ta. Niciun E. Hai să o învățăm trântoră. Nu e la vorba de asta, dar este la școală încă. Nu mi se pare. Și ce dacă poți să le facă pe amândouă, că este Dita mai fată și deșteaptă. Poți să și muncești. Bine, bine, bine. Hai, știi ceva? Nu mai am chef să mănânc. Plec. Vă las familia voastră. Familia voastră? Ia du-te și spală vasele alea. Hai. Te rog frumos, nu mai vorbi așa. Uf. Tu te și spală și tu vaselele atunci. Mă duc. Hei. Cum e tata? Ia zi, tata. Nu pot să mă mănânc aici. Nu, de ce? Ce, te doare ceva? Ia. Păi trebuie să mergem la dentist. Să spăl vasele, dar ce? Să sluga lui cumva? Măi, mama. Ce vrei, mama? Cum ce vreau? Du-te la tot frumos al tău și ei, nu... Te rog frumos, ai grijă cum vorbești. De ce? Cum de ce? Nu e normal. Păi tu ai văzut ce diferență așa de la masă și să nu mănânci. Păi tu ai văzut ce diferență face între mine și Tudor? Că lui mama, cumpăra Tudor aia și mie ce? Pe mine mă pune să muncesc? Dar ce, sunt sluga lui? Îmi dau seama că nu e chiar cel mai bun tată. Dar e un sprijin și mă ajută foarte mult. Da, am luat-o cu copil, cu obligații, cu responsabilități. Dar până când? Mama, trebuie să înțelegi și tu că e perioada asta grea acum, că se zice mersi că are și de muncă. Dacă îl dă și pe el de tot afară și nu-i mai aduce nici pe ăștia care are. Ce treabă, nu mă interesează. Păi eu știu că nu te interesează pe tine. Dar tu știi cât sunt cheltuielile la casa asta? Tu știi cât plătim gazele, apa, lumina? Că mă cocoșează. Puteam foarte bine să vindem casa, să ne luăm un apartament. Cum să vindem casa? Uite așa, să vindem casa, să ne luăm ce era știi greu? Știi foarte bine că nu putem să vindem ne casa. Ne luam un apartament și trăiam foarte bine. Ba da, poți să vinzi apartament, poți să vinzi casa. Fica mea nu știe că avea doar 8 ani când a murit tatăl ei. Dar eu am rămas să termin o casă, să o aranjez, să o finisez. S-o întrețin și e o casă mare pe care Alin a făcut-o pentru ea. Nu putem să vindem casa și încheiem discuția cu gândul casei. Ceva, nu hai, se vinde casa. Lasă-mă în pace, ți l-ai ales. Bărbatul ideal e el. Păi normal că am nevoie de ajutor. Și foarte bine toate tigrele pe casă. Pe patul de moarte, Alin mi-a spus să nu vând niciodată casa, pentru că este a copilului lui. Măi, mamă! Acum e pandemie, e mai greu situația. Mamă, lasă-mă cu pandemia asta că stai un zgârcit, îi dă doar lui Fisu și mie un leu nu-mi dă, zici că sunt servitoarea lui, sluga lui sunt. Am ajuns să cal, să spăl vase, să fac aia pentru el, nu pentru tine. Că-ți faci singură tu și mă ajut și pe mine, dar el nu face nimic. Și mai se plânge acum că mi s-a tăiat și salariul. Păi, și trebuie să găsim o soluție, să ieșim din clenciul ăsta, mama. Care e soluția? Nu știu, o să ne gândim. Până te gândești tu pe mine să mă lași. Hai, că am de spălat vase. Eu nu cred că Ciprian face diferențe între copii. Cel puțin nu intenționat. Îl iubesc pe fratele meu. E sânge din sângele meu. Dar mă deranjează teribil diferențele acestea. Tati a primit niște bani, da, uite. Ia uite ce de bani a primit tati. Și vreau să îi cheltui cu tine. Da. Numai cu tine. Tu nu mănânci? Ba da, mănânc.
când ne întoarcem. Uh-huh. Da. Hai. Ok. Mergem la magazin. Hai, mergem la magazin. Datorii peste datorii, credite peste credite. Dar ce să știe Alexia la 17 ani? Câte sacrificii trebuie să faci ca să întreții o casă așa de mare și să o ții pe linia de plutire. Și da, Ciprian chiar mă ajută. Așa că ar fi bine să înțeleagă Alexia treaba asta. Înțelegem subiectivismul Angelei, dar realitatea este evidentă. Ciprian face void diferențe uriașe între copii, rănind sufletul unei adolescente lipsite de iubirea tatălui. Tocmai din această cauză, de multe ori Alexia simte nevoia să găsească o cale de a se apropia de cel care a iubit-o și protejat-o cu adevărat. Ce faci, mă, tată? M-ai părăsit că nu trebuia. Când îmi era cel mai greu, m-ai părăsit și m-ai lăsat cu omul ăsta. Ai intrat în casa noastră când nu trebuia. De ce m-ai părăsit atât de devreme? Spune-mi tu, tati, cum m-ai lăsat tu pe mine? Când aveam nevoie cel mai mult de tine. Spune-mi tu mie. Ce fac eu acum? Stau cu ăsta pe cap acum. Spune ceva, te rog. Mi-e dor de tine. Ce faci, puiul lui mamaie, aici? Ce faci, mamaie? L-am venit la tata. Și am venit la taică tu. L-am visat azi noapte. M-am vorbit cu el azi noapte. Haide, nu mai prinde. Unde i-am adus nici? M-a dus, uite, o candelă, s-am prins și tu. De când nu mai e taică tu, toate sunt aiurea. Știu, mă, mama, știu, dar nu avem ce să facem. Asta e. Mi-a părăsit prea devreme. Și tu ce faci, puiul lui mamaia? Ce mai faci? Mi-e dor de tata și n-am cu cine să vorbesc. Și mie mi se rupe sufletul de când nu mai e taică tu. Ce mai faci tu? Ce mai? Cum te descurci? Cum? Ce să fac? Nu fac deloc bine. De acel om, nu. Pentru mine acel om nu există. S-a căsătorit cu un haplea care îi mănâncă banii non-stop. Și eu îi cer de cantonament bani și nu-mi dă nimic. Nimic nu-mi dă. Păi bine, puiul meu, dar ei pe ce muncesc? Nu știu, pe 2 lei, habar n-am. Eu spăl, eu gătesc, eu mă plim cu frații, mi-i dau să mănânce și nu primesc nimic în schimb. Ce, tu ai ajuns slugă în casa aia? După cum observ, da. Păi și ea ce face? Nu știu, muncește. O fi puiul meu, mama ta, dar de când s-a măritat, eu nu vreau să o mai văd în ochi. Nu mai vreau să o văd. Știu că a greșit, mama, știu că a greșit, că s-a grăbit, dar avea nevoie de cineva. N-avea cum singură să mă crească. Dacă avea nevoie de un bărbat, trebuia să ducă la hotel. Nu să se mărite, să-l aducă în casă și să facă și copil. Dar de aici nu trebuie să o judeci. A greșit și... Și în casa copilului meu, făcută de copilul meu cu munca lui, da? Tu crezi că mie cum îmi vine ca mamă, soacră să văd alt bărbat în casa fiului meu? Cum îmi vine? Nu mi se rupe sufletul? Te crezi, mama, te cred, dar n-am. Eu eram prea mică, nu înțelegeam. Dacă ar vedea tatăl toate ce se întâmplă, cred că s-ar răsuci în mormânt acolo și ar veni de acolo înapoi acasă. Dacă ar vedea ce se întâmplă. Of, Doamne! De ce, Doamne? De ce, Doamne? De ce ni l-ai luat? De ce ni l-ai luat? Alin, tatăl Alexiei, a murit fulgerător în urma unui atac cerebral, lăsând în urmă o familie care depindea de el. Acum, stăpân în casa ridicată de Alin este Ciprian, deranjat doar de nesupunerea Alexiei. Fratelo, hai să nu te țin, nu vreau să te țin foarte mult, vreau să... Trec direct la subiect, zi și mie cu treaba aia care am vorbit. Mă ajut sau nu mă ajuți?
Păi depinde numai de tine, depinde numai de tine. Ți-am zis, fata e brici. E brici, e ta mai bună, e tot ce trebuie, spun eu. Chiar dacă nu știe ea prea mult, te dau un vestu. Că știi tu cum s-o iei. Știi tu ce să-i faci, cum să-i faci, totul să fie bine, știi? Eu am un plan și sper să-mi iasă. Fii mea să se ducă la muncă și eu să fac ce știu mai bine. E tânără frumușică, e dornică de afirmare, crede-mă, da? Nici nu trebuie să-i dai foarte mulți bani, auzi? Pentru început e minim pe economie, că trebuie să-și facă ea banul, da? Auzi, vezi că e puțin cu nasul pe sus așa și o... să o domolești un puțin, da? Să o aduci cu picioare pe pământ. Lasă-o că nu e prima. Nu e prima, nu? Știu, știu. Păi știu că sunt o grămadă care au trecut pe acolo, normal, am învățat meserie și asta e. Totul trebuie să pleci de jos, că așa e frumos și așa e normal. O să înveți ea să muncească. Păi, am ținut de destui ani în cârca mea. Îți trim și poze, da? Da, auzi, și îți spun eu, dacă mă scap de ea, intru și eu tare pe felie și o să fie bine pentru toți. Nu e... o să fie bine și pentru. Mersi, fratelo, mersi, 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 hai, te pop, te pop, hai, numai, no, no, eu fac cinstea, eu fac cinstea, te pop, pa, pa, pa. Pentru Ciprian, Alexia este inamicul care trebuie înlăturat pentru un trai liniștit. În rest, mai apar probleme minore, minore din punctul de vedere al lui Ciprian. Ai observat ce frig e în casă? Deci nu cred că mai merge centrala, eu nu știu ce să mai fac. Uite că și mi-am pus asta pe mine, dar acum... Păi da, și eu, uite, am 10 plovere pe mine, deci nu mai știu ce să mai pun pe mine și tot nu mă încălzesc. Ia să te uiți tu un pic la ea, te rog eu să o verifici. Așa e când stai la casă. Se strică într-una, ba aia, ba aia, ba aia, trebuie să le repar, să le schimbi. Lasă, dracu, să chemi pe cineva să vedem ce are acum, ce... Păi da, că nu mai, dar m-am săturat că la 2 ani se tot strică. Ai și vezi și ai ajuns la vorba mea? Că aici o grămadă de bani băgăm în casa asta? Păi băgăm că... Noi băgăm pentru noi, nu băgăm pentru bine, alții. Bine, băgăm, lasă că uite... Tocmai ce am vorbit acum cu prietenul meu. Și m-am care gândit... Prieten? Un prieten, nu-l știi tu. Tu e un prieten care mă ajută de câte ori apelez la el. E foarte săritor. Așa? M-am gândit acum și... Tu știi că vreau să vorbesc cu tine. Ideea e în felul următor. Eu să vând această casă, să cumpăr două, una pentru mine și nevastă mea și una pentru băiatul meu, din restul de bani să trăim cum vrem noi, iar Alexia să se descurce cu neamul lui Tasu. Păi m-am gândit foarte serios. Vezi că e foarte greu și cu casa. Ți-am spus de atâta timp că o să ne coste de să ne îndoaie casa asta și nu m-ai ascultat. Uite, încep să cad. Știu ce zici, dar nu vreau să discutăm subiectul despre casă. Trebuie să discutăm. Uite, am vorbit cu tovarășul ăsta al meu și mi-a zis așa că mă ajută. Să ce? Să o angajăm pe fita. Poftim? Da, așa cum auzi, să o angajăm pe fita? Cum să o angajăm pe Alexia? Bă, uite așa foarte... Și te vei la clasa 11 ani, nici bacul nu și l-a dat. Dar n-are legătură anii. O să lucreze și ea câteva ore, să-și ia și ea un ban. Să învețe și ea ce înseamnă să câștige banul ei, să muncească pentru ea, nu să întindă tot timpul mâna și tot timpul să-și ceară, tot timpul să facă figuri. Acum și cu cantonamentul, când iau lui ăla mic câte o jucărie, câte ceva, ia, păi, dar vreau și... Păi, dar nu e normal, mă, să vrea și ea, că după un an, după ce a stat închisă în casă, să la primul cantonament, să vrea să meargă și ea în cantonament, nu e normal? Da, e normal, dar dacă n-avem posibilitate, ce vrei să facem? Asta așa e, că n-avem posibilitate. Dă altă variantă atunci. Ia-ți 7 servicii, 7 joburi și apucă-te să muncești. Și de unde vine salvarea? De la fimea? Sub nicio formă. Dacă îmi ies toate ploile, nu mai am grijă zile de mâine. Uite-te și tu nu vezi că nu apreciază și ea banul? Nu respectă pe nimeni, ea tot timpul stă cu mâna întinsă, stă, uite așa, dă. Păi de unde să dai? De unde să mai dai? Nu te supăra pe mine. Hai să facem într-un fel, să o punem, să o responsabilizăm. Da, mă, da. Trebuie să înceapă și ea la un moment dat de undeva, nu?
trebuie, că acum, că peste 5 ani, ea tot trebuie să înceapă. Așa este, dar mai... acum trebuie să învețe. Eu asta lasă, zic, e fată, trebuie să o protejăm tocmai, un pic. Că e fată. E fată. Trebuie să am grijă de ea. Mă, e fată, e conștiincioasă și la 17 ani fetele sunt mult mai dezghețate și mai capabile decât băieții. Așa că zic că nu m-am gândit bine. Gândește-te că faci și arunci de un ban, aduci și ia un ban în casă. Reușim și noi să strângem niște bani, plecăm și noi în concediu. Plecăm și noi acolo unde e. Așa doar cu două salarii. Nu sună rău. Haide. Nu sună rău, dar nu sunt de acord. Mă, e fată, dar nici pe bune. Nu sună rău, dar nu sunt de acord. Deci vrei? Nu, că nu m-aș simți bine să știu că o trimit la muncă. Cum să trimit copilul la muncă? Deci de ce să-l trimit? Deci îmi dai dreptate, dar nu ești de acord. Stai că nu înțeleg. Fica mea are doar 17 ani. Este un copil. Cum să trimit un copil la muncă? Eram sigur că așa o să reacționezi de masă. Dar știu eu cum să o iau. Acum singura ei responsabilitate e să învețe. Să învețe ce? Da. La școală. Să învețe să stea pe telefon, nu? Să învețe pe telefon. Toți copiii fac asta. În fiecare seară e cu hândrele, e la poartă. Stă până noaptea, târziu. Cum e, na, dar tu nu vezi? Dar chiar nu vezi? Nu trebuie dar să... Dar e normal la vârsta ce e normal, asta? Mă? Ce e normal? Să ia tranca cu vagabonții ei? Cum e, adică e normal? Să ia tranca cu vagabonți? Care vagabonți? Că sunt aici în fața curții și auzi... Mă, dar tu ai urmărit-o vreodată? Te, ar trebui să-și facă griji să nu vină cu burta la gură acasă, fisa. Nu. Că pune ea mâna pe mop. Ai fost tu atentă ce spune, ce vorbește? Nu, că nu e frumos să stai nu, nu e frumos. Urechea, a, nu e frumos? M-am mai uitat așa, da, când să văd când o fi cine vine la poartă, dacă sunt... Hai, te rog, e frumos, hai să punem stop și cu treburile astea și să o verificăm și să o avem la mână tot timpul. Nu trebuie neapărat să o scăpăm din mână și când o fi prea târziu să ne... Știi ceva? Mă duc eu să vorbesc cu ea acum să-i spun de job. Munca n-a omorât niciodată pe nimeni, nici măcar pe mine. Și la ce te-ai gândit? Bă, omul ăsta are nevoie de o fătucă să șteargă biroul de praf, să aranjeze hârtiile pe acolo, să... Astea, ce poate să facă un copil la 17 ani? Adică femeie de servici. Nu, draga mea, e femeie de servici. Păi și cum numești tu treaba asta ce mi-ai explicat-o mie acum? Un om bun la toate. Femeie de, da, femeie de servici. Nu, un om... Nu mai bine vorbesc eu cu domn director să o bage infirmiera? Unde s-o bage infirmiera? La spital. Da, cred că ar trebui să o responsabilizăm cumva. Da, așa? Ce să facă, mă, cum infirmieră? Să vină cu toate bolile acasă? Să vină cu COVID acasă? Auzi, știi ceva? Lasă-mă cu... Nu mai gândiri de-astea ai, nu mai idei de-astea fenomenale ai. Da, uite boli? Că la asta nu m-am gândit, așa e, ai dreptate. Nu, sub nicio formă. Este foarte bine. Aici știm unde e, cum e, când e, are un program redus, e prietenul meu, e curat. Sunt puțini oameni, distanțare socială, nu ia legătura cu foarte mulți. Da, da, din punctul ăsta de vedere ai dreptate, da. Uite că nici măcar nu m-am gândit că dacă... Tu o băgai direct în gura lupului. Pe undeva are și el dreptate. Că nu ne mai ajungem, mai efectiv nu ne mai ajungem cu banii. Da, n-aș vrea să fiu arătată cu degetul că îmi trimit copilul la muncă. Putem să încercăm măcar, hai că mă duc să vorbesc cu ea? Nu, eu mă duc să vorbesc cu ea, e cel mai bine. Da, că știi despre ce vorbim. Așa că stai tu liniștit aici? Hai că ai avut o idee bună până la urmă. Încercăm măcar, vedem ce este. Aoleu, nu mai pot de frig. Să rezolvăm o dată centrala. Eu muncesc, măta muncește, acum e și rândul tău să muncești. Bine. Nu, hai bine, deși... Bine! Te rog frumos să fii respectoasă cu mine. Dar ce ești, tata? Nu sunt tactul, sunt cel care te crește. Vreau să fii independentă și niciodată să nu depinzi de soțul tău. Da? Nu vreau să ajungi ca mine. Tu l-ai vrut. Și ce vrei să fac? Timpul înapoi nu mai poate fi dat, da? Și îl iubesc pe Tudor. Ce, tu nu-l iubești pe Tudor? Pe Tudor, nu pe el. Păi tu faci ce spun eu, că eu sunt stăpân aici. Ca să poți să înțelegi, nu ești tu stăpân aici, da, și eu cine? Nu sunt sluga nimănui. Da, asta e casa mea și casa lui tata. Sunt sigură că te-ai certat cu ea. Dar nu mă certam cu ea. Cum mă, nu te-ai certat? Și unde e copilul dacă a dispărut așa de acasă? Un tată vitreg, leneș, meschin și cinic.
O mamă ușor de manipulat, incapabilă să vadă că soțul ei îi urăște fiica. Aceștia sunt oamenii care ar trebui să o protejeze pe Alexia până ce va avea puterea de a-și lua viața în propriile mâini. Ce faci, doamne, la mine în cameră? Cum ai că ce fac la tine în cameră? Ce faci la mine în cameră? Asta e bună, am venit să te verific. Ce să mă verifici? Dar e treaba mea. Te rog frumos să pleci, că ce am să lecții fac? De scris. Să plec de la mine? Auzi, ai... Să lăsăm jargourile astea, că eu nu sunt... Ești la mine în cameră. Bagabonții tăi din fața porții. Hai, fii atentă, am venit să spun ceva și cu asta basta. Vezi că de mâine ești angajat. La așa ceva chiar nu mă așteptam. Să mă pune la muncă? Oară juzi eu pe figuranta asta de fii mea. Îi scot eu fumurile din cap. Cioc cu mic și joc de glezne. De mâine să fii pregătită că mergem la job. Asta s-o crezi tu? Nu, asta s-o crezi tu. Asta e și să trebuie să fii convinsă că așa va fi. Da. Nu te scremești și nu te strâmba. Da? Ce faci? Mai la mișto acum. Nu. Foarte bine. De învățat e una, de muncit e alta. Deci eu muncesc, măta muncește, acum e și rândul tău să muncești. Tu nu înțelegi că eu nu mă duc la muncă? Tu nu înțelegi că de mâine ești angajată? Nu, hey, nu sunt. Acum vei pricepe. Și mama știe? Da, bineînțeles că știe. Și a fost de acord? Da, bineînțeles că a fost de acord. Ce ți se pare ceva anormal în lucrul ăsta? Vrea, nu vrea, să pună mâna la muncă. În viață nimic nu e gratis. Tu mănânci? Da. Te speli? Da. Asta nu înseamnă consum? Așa și. Ai impresia și... că noi putem să muncim până la infinit? Uite-te și tu, ta mai casa. Dacă atâtea camere trebuie să le întreținem, nu mai avem cum. Fiecare la rândul lui îi vine rândul să muncească. Acum ți-a venit și ție rândul. Și atunci dacă n-ai bani, tu te angajezi din altă parte. Nu, te-am angajat pe tine. Pentru că și eu muncesc unde mă duc, muncesc. Nu mă duc să stau. Da. Așa că nu spui mie ce trebuie să fac, tu faci ce spun eu. Asta s-o crezi tu. Nu, asta este doar da, în ghipurile tale că nu e așa. Eu sunt stăpânul casei, eu sunt cel care decide aici în casă și de mâine tu ești angajată. Bine, ai că-ți terminat? Place că... Băi, nu mă lua pe mine la mișto. Zice că ea, dar va face ca mine. Eu sunt singurul bărbat în casă. Că-ți convine, că nu-ți convine, tu asta vei face de mâine. Și asta vei face de mâine. Și ce să fac eu la muncă? Vei da cum o vei șterge praful. Da. Da. Auzi? Tu mâine te duci și faci ce spun eu și nu mă faci de rușine. Da. Ce spune omul ăla, aia faci. Și cu asta basta. O să las și pliscul și tonul mai jos și o să te duci să pui mâna să muncești. Și ca să nu zici că sunt un om rău, salariul care o să iei o să faci jumate-jumate. Jumate îl dai în casă pe mâncărică, pe căldurică, pe toată întreținerea, jumate poți să faci tu ce vrei cu el. Dacă vrei tu să-ți cumperi o pereche de blugi de toți banii care îți rămân, e problema ta. A, adică eu muncesc așa. Și vă mai dau și vouă bani. Da, bineînțeles. E momentul să primești o răsplată după toți anii ăștia. Ce ți se pare că eu dacă muncesc îmi iau doar eu banii? Nu-i cheltui cu toți? Nu, îi aduci în casă. Așa, și cine-i cheltui că în casă? Că eu nu văd un eu? Leu. Nu. Tot ce se întâmplă în jurul tău. Cum nu vezi niciun leu, dar îmbrăcămintea de pe tine, cine ți-a luat-o? Ți-ai cumpărat-o tu? Mama. Da, maică ta? Da. Din banii ei? Extraordinar. Fă o socoteală câți bani s-a dat pe țoarele tale. Hai să nu facem socotele acum, că dacă e să-l luăm pe Tudor, e din cap până picioare îmbrăcat numai de firmă, băiatul. Și tu ai impresia că Tudor nu o să muncească și el când o să-i vină sorocul? Da. Ai impresia că doar tu? Sigur. Să așteptăm să ajungă și la vârsta în care trebuie să muncească și o să muncească. Până atunci este un copil mic și trebuie întreținut. Tu ai fost până acum întreținută. Deci de mâine să fii pregătită că mergem frumos la job. Bine. Nu hai bine, deci bine. Te rog frumos să fii respectoasă cu mine. Dar ce ești, tata? Nu sunt tactul, sunt cel care te crește. Așa și? Tactul e mort, eu te cresc pe tine, așa că tu mă respecti pe mine la fel cum și eu te respect pe tine. Punct. Pa. Incalificabilă atitudinea lui Ciprian. Dat afară de la muncă pentru lene, tatăl vitreg o obligă pe Alexia să muncească, iar Alexia, lipsită de apărarea mamei, nu are de ales. Dau cu mătura, dau cu mopul, trebuie să fac ceva să aduc bani. A trecut o lună de când Alexia muncește la firma de curățenie. Angela simte că nu e bine, însă nu-și dă seama că vinovatul este Ciprian. În schimb, crede că cinstirea memoriei fostului soț și rugăciunea o vor ajuta să vadă mai limpede lucrurile cu ajutorul unui sfat bun. Doamne,
Doamne, ajută-mi copiii, Doamne, păzește-i de cel rău. Doamne, te rog, apără-ne și ține-ne pe linia dreaptă. Te rog, Doamne, nu ne părăsi. Am nevoie de tine, Doamne. Să rămână, părinte. Bună, fata mea. Ce faci? Uite, la servici. N-ai mai venit pe la biserică deloc. N-am mai venit, părinte, că... Ai avut probleme. Rău. Da, da, să vii să te spovedești. Uite, te văd, cumva ești bolnavă. Nu, părinte. Ești încercănată, văd. Păi, sunt încercănată, părinte, că e viața așa de grea în ultimul timp. Nici nu mai știu pe unde să scot cămașa. Mă doare sufletul, nu mai știu, nu mai știu ce să fac. Aoleu, nu e bine deloc, fata mea. Nu e bine dacă te doare sufletul. Dar ce ai pățit? Păi, soțul lui a tăiat salariul de două ori deja, acum nu i l-a mai dat deloc și uite că am fost nevoită să o trimit pe aia mică la muncă. Păi nu, păi cum s-o trimis la muncă? Și pe mine mă doare sufletul pentru ce am făcut. Dar altă soluție n-am. Păi și ce să fac, părinte? Păi las-o să se ducă la școală, să-și facă și ea un viitor. Pentru că în felul ăsta, pe ăla micu e mic, nu? Că tu mai ai un băiețel. Da, la mic are, e mic și avem grijă de el, nu avem ce să facem. Păi ai, are aveți cerințe, voi... are pofte, trebuie să îi le facem, că e mic, nu? Da, da, cum faceți lui ăla mic, trebuie să faci și lui asta mare. Și asta mare trebuie să-și facă un viitor, să știi, și trebuie să o lași să învețe. Pentru că învățând, se deprinde cu ce e ușor și greu în viață. Are o viață grea, Angelica. A rămas văduvă de tânără. Dar prin credință va birui. Așa, ce faci? Pe unul cocoloșești, pe ăla micu și pe asta mare, care-i tot a ta. Că amândoi sunt suflet din normal, sufletul tău. Normal, Doamne, și iubesc pe amândoi la fel de mult. Dar n-am avut ce să fac. Ce să facem în vremurile astea? Că n-am avut să ne plătim nici dările. Eu știu că este greu și va veni și mai greu, însă trebuie să faceți în așa fel cum ai știut să faci doi copii. Dumnezeu o să te ajute, mai vii pe la biserică și o să vezi că o să fie bine, fata mea. Dacă îi faci unuia, trebuie să-i faci și celuilalt. Dar el e mic, el e mai mare, ar trebui să înțeleagă. Te mai spovedești, o aduci și pe fată. Dacă e cazul, îi citim și la fată, fiindcă fata e curată. Și se poate face chestia asta. Și Dumnezeu o să vă ajute, o să vezi. Da, mulțumesc mult, părinte, de sfaturi. Mulțumesc, mă, cam grăbesc, trebuie să merg la servici. Bine, Dumnezeu mulțumesc. Să te binecuvânteze, fata mea, și să te oprotească. Să rămână, să rămână, părinte. Eu chiar nu vreau să se urască. Eu i-am învățat pe amândoi să se iubească, pe Alexia, că e mai mare, să aibă grijă de cel mic, de Tudor. Și chiar face asta, dar trebuie să înțeleagă și ea că asta e situația, n-avem încotro. Cine te iubește pe tine? Tu, Dulceață. Da? Da. Și cine sunt eu? Dulceață, da. Da? Ia zi, stai jos să nu cazi. Vreau să zic ceva. Da? Mă auzi? Da. Eu m-am angajat. Da. Și vreau să strâng bani. Da. Să ne mutăm împreună, vrei? Unde? Da? Da, unde? Nu știu, găsim noi. Da? Da. Nu o să ne mutăm cu mami și cu tati, doar noi doi. Doi. Da. Da, vrei? Da. Sigur? Sigur că vreau cu tine. Bine. Păi ce faceți aici, mă? Eu stau așa, alerg după voi și vă caut. Am ieșit și eu cu el un pic afară. Treci acasă tu. Trebuie să stau cu ochii pe fimea non-stop. Una îi zic și alta face. Nici. Bărbatul meu. Am fost la muncă. Ce face bărbatul meu, mă? Bă, bărbatul meu, mă? Bă, nu te muzi, mă, te muzi, mă, te muzi nicăieri, mă. Nu te muzi nicăieri, mă, nu te muzi nicăieri, mă. Nu te muzi nicăieri, mă, nu te muzi. Ce face bărbatul meu, mă? Mă, cu ea, mă, mă, doar unde te muzi, mă, nu te muzi nicăieri, mă? Unde te muzi cu ea, mă, nu te muzi nicăieri? Auzi, mă? Mă, unde-i masca? Unde-i masca? În buzunar, unde să fie? Pune-ți masca imediat. De ce? Cum de ce? Numai de... Nu e nimeni în parc. Hai, du-te la Tiroliana. Hai că vin și acum. Inconștientă. Ea poate să îmbolnăvească și ne îmbolnăvește și pe noi de acest COVID. Hai să ai grijă, da? Hai, ține-te bine, tati!
Așa să nu te lovești, da? Bravo! Tudor e sufletul meu. Pentru el fac tot ce fac. Îl iubesc nespus de mult. Puneți-mi imediat masca, măi. De ce trebuie acum să ai tu COVID? Pune mâna și puneți masca imediat, nu mai comenta atâta. Nu mi-o pun acum. Băi, puneți masca, tu nu înțelegi? I s-a pus pata pe mine. Dacă m-ar lăsa o clipă să respir. Și dacă mi-o pun, mă lași în pace? Nu, mergi direct acasă. De ce să merg acasă? Pentru că trebuie să o ajut pe Mota. Ți se pare că eu stau degeaba? Da, acum stai degeaba și da, nu faci nimic. Da, stau degeaba că am și o pauză, că am venit de la muncă. Te duci acasă frumos și te odihnești cu o mătură în mână. Hai, hai. Mă odihnesc. Du-te că mai că ai foarte obosită, vine de la muncă, hai, du-te. Dar și eu sunt foarte obosită și nu zic nimic. Am fost la muncă, acum nici să mă recreez nu mai pot. Vă puneți masca pe nas? Chiar vrei să iei COVID? Să stai 2 săptămâni acum în casă, e tot ce lipsește, tu te ții pe tine 2 săptămâni în casă. Cum îl ții pe Tudor, așa poți să mă ții și pe mine. Auzi, și ceva, Tudor e mic, da? Prietenii mei au alte responsabilități. Învață, studiază, citesc, se distrează. Eu trebuie să muncesc să am grijă de fratele meu. Comportamentul lui Ciprian este la limita cruzimii, însă Alexia are încă sufletul curat și iartă. În fiecare zi, iar iertarea îi vine din iubire pentru fratele ei mai mic și pentru mama ei. Ce faci, mamă? Bună, draga mea, uite, fac o ciorbiță de legume. Bravo, bravo, bravo. Și mă gândesc ce să fac la felul 2. Mă gândesc la un piure, dar tu ce faci acolo? Uite, bine, am venit să te ajut, că am venit de la muncă. Da, mulțumesc, draga mea, pentru intenție. Ia de-l, mami, de-l, mami. Asta e treaba mea. Treaba ta este să înveți, te rog, mama, să te duci să înveți. Mama, stai că am timp să învăț și nu o lua de la capăt, te rog. Măi, mama, cum să nu iau de la capăt? Abia ai venit de la servici. Vreau să zic, știu și eu, cât ai muncit tu la servici? Nu știu câte ore am muncit, dar am muncit. Nu ai muncit? Da. E suficient. Pe ziua de azi cu munca de muncit, nu știu eu, este responsabilitatea mea să fac mâncare. Treaba ta acum este să înveți ca să poți să iei bacul și să intri la o facultate, iar da? Începe. Da, iar începe. De ce? Pentru că nu vreau să ajungi ca mine. Cum să ajung ca tine? Uite așa, da? Să stau la mâna unui bărbat. Îmi e milă de mama. Dacă n-aș fi fost eu să o ajut, n-avea cine. Vreau să fii independentă și niciodată să nu depinzi de soțul tău. Da? Nu vreau să ajungi ca mine. Deci chiar nu vreau să ajungi ca mine. Că eu dacă făceam eu o facultate și nu mă luam după tactul, eram departe acum și nu mai lucram ca proasta în 3 schimburi, să fiu obosită și să mă muncească ca pe hoții de cai, da? Și nu mai făceam nici greșeala să mă mări cu Ciprian. Deci recunoști că e o greșeală. Da. Și că nu-l iubești. Știi foarte bine de ce m-am căsătorit cu Ciprian. Adevărul e că eu m-am recăsătorit pentru că fiica mea avea nevoie de un tată. Și eu de un bărbat în casă, ce-i drept. Știu că erai mică, dar poate ți-amintești cât de obosită eram pentru că lucram noaptea, îmi luam numai ture de noapte ca să pot să stau ziua cu tine să fac teme. Dimineața te duceam la școală, trebuia să te și iau de la școală, să facem teme, să-ți dau să mănânci, să petrecem timp împreună și noaptea mergeam la muncă. Am rezistat 2 ani și. Adu-ți aminte cu muncitorii. Cum ne furau muncitorii, cum în fiecare zi muncitorii veneau și spuneau: Doamne, nu mai avem materiale! Că eu aveam matrița acasă să scot bani, de unde? Casa este foarte mare. Și întotdeauna se strică câte ceva. Chemam muncitori, instalatori, îmi luau triplu, doar pentru simplu fapt că sunt femeie. Credite peste credite, datorii peste datorii. Aveam credit până și la magazin să iau pâine. Tu n-ai de unde să știi că erai mică, da? Cum să-ți amintești tu? Da, uite, ți le zic eu acum. De-aia m-am măritat cu Ciprian, să știi. Și ai făcut o greșeală. Am făcut o greșeală și cum rezistam atunci? Cel mai tare m-a deranjat că el a fost prieten cu tata și a intrat în viața lui mama fix când a rămas fără casă. Da, știu că acum, în vremurile astea, e greu, e foarte greu, dar să știi că Ciprian ne-a ajutat și chiar a fost alături de mine. Da, văd frumos, scuze. Tu nu știi ce a fost în sufletul meu și nici nu știi ce e acum. 2 ani de zile, viața mea a fost doar servici, casă, cimitir și copil. Te rog frumos. Și acum am mai ieșit Tudor. Tu l-ai vrut. Și ce vrei să fac? Timpul înapoi nu mai poate fi dat, da? Și-l iubesc pe Tudor. Ce, tu nu-l iubești pe Tudor? Pe Tudor, nu pe el. Păi pe Tudor. Dar fără el, Tudor nu era.
Știu că fata mea merită tot ce e mai bun. Și voi face acest sacrificiu să-i ofer totul. Du-te, mamă, și învață. Învață. Învață să iei, să ajungi să ai un salariu bun. Foarte bun. Să poți să-ți iei ce vrei tu, când vrei tu. Nu să treci pe lângă vitrine și să te uiți cu jind, că nu-ți permiți să iei. Asta poți să le faci doar dacă înveți. Te rog frumos. Bine, mamă, bine. Îmi duc să învăț, hai. Te rog, să iei 10 mâine, da? Mi-am dat seama că am greșit, pentru că nu m-am căsătorit din iubire. Dar acum nu mai pot să dau timpul înapoi și nu am cum să cresc singură 2 copii. Te iubesc mult și să știi că sacrificiile pentru tine le-am făcut. Și nu vreau să uiți asta. Și eu te iubesc, mami. Hai. 10. Atât, da. Nu vreau mai puțin. Da. Angela a avut puterea să recunoască în fața fiicei sale ce greșeală a făcut. S-a măritat cu un bărbat care acum îi terorizează fiica și asta se întâmplă aproape în fiecare zi. Oh, știa eu că m-aș stăsă sub mine mai ieși. Dar unde-i băta? Tu ești cumva beat? Nu. Nu? Nu. Eu nu beau. Nu. Dar și treaba e tu, unde-i măta, te-am întrebat. Mama e la doctor cu Tudor, dacă nu știai. Ți-a zis de dimineață. Perfect, mi-e foame. Du-te și fă-ți. Tu te duci acum și-mi faci bine un ciorbiț. Nu, te duci tu și-ți faci singur, că eu am lecții, că am lucrare mâine. Asta mai lipsea, să vină și Beata acasă. Asta a fost ultima picătură. Cam bău și eu un pic, acum ce? Asta înseamnă că nu știu ce fac? Auzi, știi ce, mă? Ce? Ce e asta? Caiet. Nu mai, te duci și-mi faci. Îți bagi joc de mine? Nu, eu nu-mi bagi joc de tine, te duci și faci de mâncare. Dă-le încolo de lecții, că ba nu faceți nimic. Ba da, asta faci tu acum, îți bagi joc de mine. Nu faceți nimic. Spăl, muncesc, spăl WC-uri, calc, spăl vase. Mai vrei? Îl crezi pe Tudor? Tu îl crești pe Tudor. Da, eu îl crezi pe Tudor. Hai, lasă tu pe uși și lasă vrăjirile astea. Ce mare lucru ai, mi-ai zis tu 3-4 că faci și tu în casă la 17 ani. Dar ce ai vrea să fii prințesă? Du-te acum în bucătărie și fă de băcare că mi-e foame, da? Nu, că asta e bătaie de joc. Nesimțire. Să mai îmi plătească și caietele pe jos. Vreau să faci șorbița aia acră cum o face măta. Și lasă astea că nu mai faceți voi nicio școală, băi. Ce școală știu eu, ce școală faceți voi? Dacă tu n-ai făcut, e problema ta, mă lași. Băi, auzi ceva în casă la mine? Așa spun eu. Poftim, mai repet o dată ce ai zis. Orice ar fi, e fiime. Și o iubesc așa cum știu eu. În casă la mine faci... Nu! Să te corectez! Este casa mea, este casa lui tata și este a mea, nu tata este a ta. Tatăl e mort și eu te cresc. Mm. Știi ceva? Tu? Este tata la care te crește, nu ăla la care, dragă, te faci. Tu ai venit în casa asta cu un ghios de nel așa și ai venit la mama în brațe și mama te-a primit. Și care este problema ta că nu și înțeleg? Și acum vii la mine să-ți cer de cine mâncare? Cine te-a crescut de când am intrat eu în casa asta? Cine a crescut? Stat în casa asta și a băgat bani să nu cadă pe voi, mă. Cine? Știi ceva? Vezi-ți de treaba ta și lasă-mă pe mine ce în pace. Ce să faci tu, mă? O cresc. Cum am crescut eu așa? E frumos cum îmi vorbește? Ce-ai făcut tu, mă, pentru casa asta, mă? Că eu sunt ăla care fac bani în casa asta, mă. Unde să strică bani? Ceva, eu plătesc. Să arde ceva, eu plătesc. S-a stricat cel tral acum. Cine o face, mă? Tu? Mama. Păi tu te rog frumos să-ți vezi lungul nasului, dar să nu spui tu mie ce am eu de făcut în casa asta, mă. Păi tu faci ce spun eu, că eu sunt stăpân aici, ca mă. Să poți să înțelegi, nu ești tu stăpân aici, da, și eu cine? Nu sunt sluga nimănui. Da, asta e casa mea și casa lui tata. Tactu-i mor, bă! Da? Bă, tactu-i mor și eu sunt ăla care te crezi, mă. Poftim? Bă, tu e ăla care te crește, adică eu, mă. Nu. Eu dau banii și tu ești tatăl meu, tu nu ești tatăl meu. De că nu vrei tu, mă. Nu. Nu spui tu mie cine sunt și cine nu sunt. Datoria lui de tată era să mă protejeze, să mă ducă la școală, să mă educe. Tată e ăla care îți dă de mâncare și de băut, nu ăla care te-a făcut. Tu vezi slugul nasului, te rog frumos, da?
Ce, că dacă nu-i măta acum, aici deja prins de aer, nu? Gata că mă enervez! Și ce mă enervez? Nu ești tatăl meu, n-ai tu dreptul să-mi dai ordine în casa mea! Poftim? Da? Vii beat la mine în casă la și acum ai pretenția să ce? Să-ți mai fac și de mâncare? Păi, domnișoare, stai că ți-l duc cine e, bă, aici? Lasă că ți-arăt eu, dragă! Lasă și lasă, mă! Vino încoace, mă! Bă, vino încoace, că să vezi ce-ți dau eu! Lasă că ți-arăt eu cine e, mai frate! Ce, mă, credeai că te bată? Ce fraier ești tu, mă? Camata. Eu s-o bat? Ce fraier. Eu am vrut doar să o sperii, să facă și pe o ciorbă. Acest ultim episod a fost ultima picătură din paharul suferinței. Alexia nu mai vrea să îndure umilințele și, chiar dacă își iubește mama și fratele, a părăsit casa mergând la bunica ei. Mi s-a luat de tot, de ăla al ei, de fițele lui, vine beat acasă, are pretenția să-i fac mâncare, aia, dar ce sunt sluga lor? Nu înțeleg. Dar ce tu ești, dar tu de ce nu i-ai zis? Dar nevastă ta ce face? Ce eu sunt nevastă ta? De ce nu i-ai zis? Nu am vorbit cu mama. Și ea ce a zis? Nici nu o să vorbesc cu ea, ce să vorbesc eu cu ea? N-am avut ce să fac. Am venit la mama ei, e singura care mă poate ajuta. E fata băiatului meu, e nepoata mea, e sânge din sângele meu. Cum să n-o primesc acasă? Măi, mamaie, totuși s-a făcut beznă afară. Dă-i un mesaj, spune-i ceva acolo, un mesaj măcar. Măi, mamaie, tu nu înțelegi că nu mai există pentru mine? L-a ales pe el, să rămână cu el. Tu n-ai văzut ce-a făcut ăla? Ce voia să ce-a facă? Făcut? Ce-a făcut? Cum adică ce-a făcut? Ți-a mai repetat de 100 de ori, a scos cureaua la mine și ce putea să se întâmple? Ori să mă bată, ori... Doamne, ferește! Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Sinceră să fiu, am plecat de acasă de frică. De la un om în stare de ebrietate, te poți aștepta la orice. Și ea nu știe? Ea știe ce ți-a... Nu știu, e problema ei ce știe. Mă gândesc că poate o fi fost beat, nu și-o fi dat seama ce face, ce... Mai. Mă gândesc că la băutură, eu știu... La băutură să scos curea și să dai în mine, nu? Sau cine știe ce? Doamne ferești! Deja o dăm în altele, mamaie, și ți-am zis, eu nu sunt pe femeia aia, să fie clar. Din câte mi-a povestit, a fost la un pas să se întâmple o nenorocire. Ca să poți să înțelegi, mama a ales de mult. L-a ales pe el și pe Tudor, eu nu mai exist de mult în viața lor, dacă nu știai. Eu sunt doar slugă, atât. Puiul meu, nu rămâne așa. Nu rămâne așa. Eu nu vorbesc cu ea. Dar uite-te tu la mine că nu o să rămână așa. Tu ești stăpân acolo în casă. Nu ea și cu ăla care a venit. Ai înțeles ce vreau să spun? E munca lui taică-tu. Orice mamă își iubește copilul și-ar da și sufletul pentru el. Eu, pentru băiatul meu, dacă aș putea să-l întorc înapoi, aș face orice, dar nu se mai poate. După cum vezi, ei stau în casă acolo și eu sunt la tine. Ascultă, cât trăiesc eu, nu las lucrurile așa. Cât trăiesc eu pe tine nu te las. Mamaie nu mai vorbește cu mama de 5 ani jumate, din cauza lui Ciprian. Oful meu mare este că de munculița băiatului meu își bate altul joc. Mamaie, să fie clar, ea l-a ales pe el și pe Tudor. Eu nu mai exist. Și asta îți intre bine în cap, mamaie, pentru că asta e realitatea. A avut o copilărie grea. A fost numai cu lacrimi pe față, a fost mereu la taicăsul la cimitir. Eu o să iau taurul de coarne și nu o să las așa lucrurile cât o să trăiesc. O să mă lupt să-i las casa ei. Revenim acum la Ciprian, rămas beat într-o casă pe care nu o poate întreține și la disperarea unei mame care, ani de zile, nu a știut cum să îndrepte o greșeală. Alexia! Ciprian, Alexia! 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 Ciprian! Ciprian! Alexia! Ciprian! Ce-i, bă, femeie, bă, ce-ai puțin, mă? Ce se întâmplă? Măi, Ciprian, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Unde-i fata? Unde-i Alexia? Care Alexia, mă? Nu... Cum, care Alexia? Fata mea! Unde-i fata noastră? Unde-i Alexia?
Dar ce-i cear, de ce-i? Păi tu știi cât e ceasul? N-am găsit-o nicăieri, am sunat-o, are telefonul închis. Ce nu răspundeai? Știi ce, la ce m-am gândit că nu mi-ai răspuns niciunul? Că te găsești și pe tine mort în casă, cum l-am găsit pe Alin. Hai, dragă, ce-ți veni, deci, mă, băi, îmi tremură picioarele, nu mai pot. Doamne, dar scol toată casa asta, tu ridici. Unde-i fata? Picioare, nu știu unde e, era în cameră, unde sunt? Nu e nicăieri, am căutat-o în toată casa, unde-i fata? Sunt disperată în momentul ăsta, sunt disperată. Ai găsit-o acasă când ai venit de la servici? Da. Și unde e acum? Mă, tu ai băut! Eu n-am băut, m-am băut o bere cu Florin, că a fost ziua lui. Ce-i cu... Ai băut o bere? N-am băut, acum ce? Trebuie să dau socoteală în fața tuturor, în casa mea? Asta e atitudine după o bere? Dar nu știu. Unde e fata mea, că nu mai pot? Înțelegi că îmi tremură sufletul, mine, unde e copilul? Nu știu. E în cameră la ea. Ne ferești. S-o fi dus și ea și-o fi găsit și ea vreun gagiu. E, și-a găsit vreun ce, nu-mi zicea dacă își găsea? Ce nu crezi știu, că... Ba... Nu la zice? Vârsta ei trebuie să spună chiar tot, poate are și ea nevoie de un băiat. Poftim! Doamne, deci nu mai pot, unde copilul? Fii-mea nu răspunde, de la bărbat în minus scot niciun cuvânt, încotro s-o apuc, că nebunesc. Băi, femeie, mă, băi, ia potolește-te, mă, ia revinos, mă, bă, copilul ăsta, taci din gură, copilul ăsta are și el o vârstă, mă. Are 17 ani, mă. Ce tot da, o țin din scurt, așa? Da, mă, e un copil așa, așa. Tu, o țin din scurt. Ea n-a niciodată la ora asta, tu știi cât e ceasul? Cum, mă, cât e ceasul? Cât e ceasul, mă, cât e ceasul? E târziu, foarte da, târziu. Cum? De cât ori nu vine niciodată târziu acasă? Încetează cu istericalele astea, ce ai? Cum, adică și-a făcut un iubit? Păi are de-abia 17 ani. Și dacă și-ar fi făcut, sunt convinsă că mi-ar fi zis. Nu crede în ruptul capului așa ceva. Dar auzi, încetează cu chestiile astea, măi, femeie, bă, are 17 ani, gata! Mamă, de zici că are 100, are da 17 ani doar! Și a găsit și ea un băiat care are nevoie, gata, s-a terminat cu ce venitul de vreme bă, acasă! Cum, ce nevoie? Ani. Dar tu la 17 ani ce făceai, mă, spălai cratiți doar? Încetează! Și mă la școală! Și ea, doar atâta, nu? Mai taci din gură, gata, a plecat fata. Măi, Ciprian, ea n-a făcut niciodată de acum încolo o să tot aibă probleme de-astea. Că e femeie, ce vrei acum? E femeie, e o copilă, nu e, e nicio femeie. E o copilă, poate deveni femeie, ce-i? Aolo, intru în film, îmi trebuie picioarele. Te rog eu frumos, că nu mai pot, deci nu mai pot. Dar stai mă, face ceva, ieși din comun, nu ne înțelegem. Face ceva, ieși din păi comun. Ce? Sunt convinsă că mi-ar fi zis. Mai ales că la ora asta n-a lipsit niciodată. Nu e obligatoriu să-ți spună. Că e posibil să se întâmple treaba asta și că... Laga probabil. Mea. Dar nu mi-a zis. Nu este obligatoriu să-ți spună. Și ea la vârsta lui Fisa făcea același lucru. Era disperată după distracție și după pierde vară. Eu sunt convinsă că s-a întâmplat ceva. Nu știu ce s-a întâmplat, mă, nu știu. O fi plecat. Ce făcea când ai venit tu acasă? Nimic. Cum stătea, nimic? Nu făcea nimic. Cum nimic? Că știu nimic. Care teză. Nu învăța? Nici o ciorbă n-a știut să facă. Cum, mă, nici o ciorbă? Păi cum să facă ciorbă când ea are teză mâine, mă? Păi ce, asta e treaba ei, să facă ciorbă? Dar ce treabă are altceva de făcut, mă? Să învețe că are teză mâine și că trebuie să-și ia și nouă. Școală, mă, ce școală mai fac ăștia acum, mă? Nu mai fac nicio școală, mă. Nu mai fac nicio școală, că-i decis tu așa. Stau în fața calculatorului și fac școală. Cu cine fac școală? Ce învață ei de... Vorbește unul acolo ca nebunul în calculator. Hai, lasă-mă cu școala asta de 2 lei. Măi, Ciprian, sunt sigură că te-ai certat cu ea. Dar nu m-am certat, mă, cu ea. Cum, mă, nu te-ai ce? Și unde e copilul dacă a dispărut așa de acasă? Bă, nu știu, m-ai fi certat cu ea, nu știu. Cum adică nu știu, m-ai fi certat cu ea? Măi, Ciprian, eu simt că tu mă minți. Simt eu că mă minți. Spune-mi ce s-a întâmplat. Nu știu, s-a întâmplat, bă, nimic. Am pus-o să fac o ciorbă și a plecat. Eu știu. Cum ce-a adică făcut? Ai pus-o să fac o ciorbă și a plecat? Da. Unde a plecat? Dar întreabă pe ea. Mă întreb pe mine, unde a plecat? Deci nu mai pot, nu mai pot, îmi trebuie... Dar de ce nu cum, mai pot? Cum să-i unul la mână că nu e sluga ta să-i ceri tu să facă o ciorbă? Nu e sluga da, mea? Da, și doi la mână, cum să o lași să plece? Dar ce vrei, și unde s-o a leg? Plecat? Dar ce vrei, să o leg? Și acum are telefonul închis, eu de unde o iau? Păi și pe mine mă întreb, sună la poliție! Ce impresia că eu nu vreau să-mi cresc copiii cum trebuie? Cine le face coarnele unde așa? Foarte bine, o crești că a plecat din cauza ta de acasă. Eu de ani și ani de zile îți cresc fata, da? Și așa fata e. Mea, cum e și fata ta. Cipriana a avut un interes? Normal. Da? Normal, care da. Care e ăla?
Dacă ai văzut că are casă, ai văzut că are un rost cât de cât, ce ai fi zis, bă, eu n-am nimic, ai venit cu trei țoale în valiză. Dar sunteți foarte supărată, doamna Nin. De ce nu vă ajunge și de ce ați trimis copilul ăsta la muncă? Da? Momentan nu mai am job. Cum adică nu mai ai job? Uite așa, nu mai am job, ce... Tu conștientizezi că fata mea a plecat din cauza ta de acasă? Nu, fata ta a plecat din cauza gurei mare care o are și din cauza faptului că nu mă ascultă niciodată. Ce ai impresia că eu nu vreau să-mi cresc copiii cum trebuie? Cine le face coarnele unde așa? Foarte bine, o crești că a plecat din cauza ta de acasă. Eu de ani și ani de zile îți cresc fata, da? Și fata mea, cum e și fata ta. Așa că nu ții patul la mine, tu vezi cine-i bagă toate tâmpenile în cap. Cine-i bagă toate tâmpenile în cap? Nu știu, tu știi cu cine umblă, tu știi ce face? Că uite, i-am găsit un serviciu să câștige un ban. Eu îi arăt calea în viață și tu ce faci acum? Îi ții partea în continuare, nu? Păi măi, Ciprian, unde a dispărut copilul? Dar nu știu, sună la poliție și află. Faptul e că s-a certat cu tine, copilul meu nu mai e acasă. Da, a ieșit din casă, ok, pe străzi, s-a dus să bea o cafea, că era nervoasă. Ce vrei, de unde vrei să știi, sunt Mafalda? Deci nu înțeleg, nu înțeleg. Nu înțelegi? Hai să trebuie să înțelegi. O dată pe dată, trebuie să înțelegi. Fata asta și-a luat nasul la purtare de foarte mult timp. Lasă să plece, două zile că nu moare. Ciprian, cum de-o două zile? Trei zile, o săptămână. Nu, o sun pe soacră mea și dacă nu e la ea, ne îmbrăcăm și mergem și o căutăm. Nu, te îmbraci și te duci. N-am vorbit cu soacră mea de 5 ani, aproape. Dar îmi calc pe suflet și o sun. Doamne, ce mă fac? Ce mă fac? Da? Alo, stă română. Angela, sunt, am și eu o problemă. Auzi? Auzi, tu nu m-ai sunat în 5 ani și mă suni acum, de ce mă suni? Da, mama, soacră, știu, îmi pare rău, dar uite, lipsește Alexia și sunt în fibrilații. Zim că e la tine, te rog eu, spunem că e la auzi, tine. Auzi, dar tu ce fel de mamă ești, fată, că nu știi de copilul tău? Sau pe tine nu te interesează de copil, te interesează numai de bărbatul care l-ai adus în casă și atât, nu? Nu mă interesează doar de bărbatul care l-am adus în casă, cum să spui asta? Că ăsta e adevărul! Spune-mi, te rog, dacă Alexia e la tine, că nu mai pot, o iau razna. Auzi? Ce fel de bărbat e ăsta, mă, că scoate cureaua la copil? Poftim? Dacă îi spun ce am făcut, probabil că o să interpreteze. Orică am vrut să o bat, orică am vrut să... Dar nimic nu este adevărat. Ce fel de bărbat ai adus tu în casă de scoate cureaua la nepoata mea? Hă? Nu cred. Nu cred că a făcut. Nu cred. Și uite-te încoa la mine că lucrurile nu o să rămână așa. Ține cont ce-ți spun eu. Ascultă-mă cu atenție că nu las lucrurile așa. Ai de-a face cu mine. Ascultă-mă bine. Ce s-a întâmplat e din vina lui Fisa. Eu n-am vrut decât o ciorbă. O ciorbă? Așa o fi. Însă îmi spune că acest termen de ciorbă ar putea fi metafora deloc măgulitoare pentru întreaga filosofie de viața lui Ciprian, bazată doar pe propriul interes și pe nedreptăți împotriva altora. Dar vine și o vreme când trebuie să dai socoteală. Cum ți-ai permis tu ca să scoți cureaua din pantaloni asupra nepoatei mele? Ia spune-mi și mie. Cu ce drept? E copilul tău cumva? Stai, că nu înțeleg. Ce nu înțelegi? Deci nu înțeleg. Că erai băut și... Ciprian. Doamnă Nina. Da. Haide să începem cu începutul. Eu am intrat în familia asta, da? Iubind-o pe această femeie. Eu am intrat în familia asta cu toți banii și cu toată munca mea pusă la dispoziția acestui copil. Eu am intrat în familia asta cu un alt copil pe care soția mea mi l-a dăruit și pe care tot eu îl cresc. Eu am intrat în această familie făcând casa asta care nu era terminată cu mâinile mele. Mai pardon, care casă ai făcut tu? Ai venit asta. În casa fiului meu făcută de fiul meu. Care casă ai făcut Neterminată, tu? Da? Neterminată. Ia uitați acum cum arată. Și dacă te duceai undeva în chirie așa. Și plăteai chirie și plus ce mai consumai și aia, unde, adică te ținea cineva gratis? N-am înțeles. Adică ce vrei să spuneți, doamnă, că Cipriana a avut un interes? Normal. Da? Normal, care da. Care e ăla?
Da, că ai văzut că are casă, ai văzut că are un rost cât de cât și ai fi zis, bă, eu n-am nimic, ai venit cu trei țoale în valiză. Dar sunteți foarte supărată, doamna Nini. Foarte supărată. E un copil care trebuie pus la punct într-un fel păi sau altul. Păi și așa îl puneți la punct? Nu, domnule Ernest, ce s-a întâmplat niciodată cu vorba bună? Ce s-a întâmplat cu comunicarea? M? Vreau să știu adevărul. Dacă vrei să știi adevărul, este că soțul dumneavoastră, da, asta a făcut. A ridicat cureaua la Alexia. Noi am discutat și foarte clar. Și pentru ce clar. Motiv, Alexia? Spune-i, te rog frumos, mamei tale, ia pentru ce tu motiv? Cu ce l-ai supărat? Ia spune tu cum s-a întâmplat, ia spune tu. Spune-le! A vrut să-i fac de mâncare, că el n-a fost în stare. Vreau să faci șurvița aia acră cum o face măta. Și lasă astea că nu mai faceți voi nicio școală, băi. Ce școală știu eu, ce școală faceți voi? Dacă tu n-ai făcut, și... e problema ta, mă lași. Băi, auzi ceva în casă la mine? Faci ce spun eu. Poftim, mai repet o dată ce ai zis. În casă la mine faci să te corectezi. Este casa mea, este casa lui tata și este a mea, nu dar este a ta. Dar tu e mort și eu te cresc. Cum era tatăl tău? Era perfect lucid, era... Nu, rectificați, nu e tatăl meu, este Ciprian. Okay, Ciprian, era străin. Perfect lucid sau... Nu, era mor de beat. Wow. Era mor de beat. Ce frumos. Wow. De asta nu a funcționat comunicarea. Am mor de beat. Am băut o bere. Dacă copilul tău spune că era mor de beat, gata, voi stați da. Drept să o ascultați, are bine dreptate. Și atunci vă întreb dumneavoastră că sunteți om în toată firea, da? Aveți doi copii. Da. Ați fost prieten cu Alin. O știți pe Alexia de când era mică, mititică, de da? De când s-a născut-o. Așa discutați cu un copil? Cine este cel mai copt la minte, cel mai matur? Vă sare țandăra, vă sare șaiba că ea refuză să vă facă de mâncare și spuneți că ați băut o bere? Păi să mă scuzați! Ea n-are nicio obligație față de tine. Asta e, adică ea avea teza a doua zi și tu îi arunci caietele să-ți facă ție de mâncare? Tu vezi slugul nasului, te rog frumos, da? Ce, că dacă nu-i măt acum, aici deja prins de aleg, nu? Gata că mă enervezi! Și ce faci tu, mă, dacă te enervezi? Nu ești tatăl meu, n-ai tu dreptul să-mi dai ordine în casa mea! Poftim? Da? Vii beat la mine în casă la și acum ai pretinția să ce, să-ți mai fac și de mâncare? Păi, Tonișoare, stai că ți-ar duci cine mă, aici? Lasă că ți-ar duci eu, dragă, lasă da, și lasă-mă! Vino coace, mă! Bă, vino coace, că să vezi ce-ți dau eu! E normal să vă comportați așa? Pentru că ați fost refuzat? Halal educație, halal educație. Așa se educă un copil? Dumneata vorbești când 6 ani pentru de zile n-ai dat un telefon. Pentru că nu știu dacă vă dați seama, dar este un dezechilibru profund în această familie, da? Și nu cred că faceți un bine făcând diferențe între Tudor și Alexia, comportându-vă așa. Pentru că este fica dumneavoastră. Nu e normal să vă comportați așa. N-am nicio diferență, pentru că am crescut-o. N-ai nicio diferență. Nu, n-am nicio diferență. I-am cumpărat tot ce a avut nevoie. M-am dus cu ea peste tot, la toate turneele, la toate cantonamentele, la am participat la orice. Până și acum spui... când avea cea mai mare nevoie și acum ai existat acum tot. Ce? Acum ce? Că nu se mai face nimic, nu se mai întâmplă nimic în țara păi asta. Păi turneu și în loc să vă lăsăm să se ducă la turneu... Și pentru că eu odată în 6 ani n-am vrut să fac ce a vrut ea sau ce și-a dorit ea, gata, nu mai sunt bun de nimic, sunt paria în familia asta, nu? Sunt cel mai nenorocit păi din familie, nu? Și asta v-a deranjat atât de tare, nu, adică v-ați pus la mintea ei... Să ajungeți ce? Să faceți gestul pe care l-ați făcut? Asta este deranjul lor, nu e al meu. Eu așa am considerat că e normal să mă port și să-mi cresc copii. Apropo de lucruri normale. Nu e normal să ridici cureaua, să-ți o scoți, să ridici cureaua. Apropo de lucruri normale, e normal ca fiica dumneavoastră, în loc să-și vadă de școală, de liceu, da? Să-și găsească un loc de muncă? Ce-ați zis? Ce să nu facă? Orice job, adică... Na. Să muncească? În loc să se ducă la facultate să-și vadă de treaba ei cum să meargă ea la da, muncă. Și cumva, întrebați-o. Munca, omoară, întrebați-o și oamenii? Pe fosta dumneavoastră noră. Întrebați-o, pentru că și ea știe, da? Da, nu ce înseamnă ca asta? E un mare secret. Ce ai pățit? Păi, soțul lui a tăiat salariul de două ori deja, acum nu i-l-a mai dat deloc și uite că am fost nevoită să o trimit pe aia mică la muncă. Păi nu, păi cum s-o trimis la muncă? Păi și ce să fac, părinte? Păi las-o să se ducă la școală, să-și facă și ea un viitor. Și trebuie să o lași să învețe. Pentru că învățând, se deprinde cu ce e ușor și greu în viață. Prin muncă trăiești și mănânci. Omule, ea trebuie să-și facă studiile, să-și vadă de studiile ei.
Tu dacă ai venit în casa asta așa. Și te dai drept părinte, așa. Ai drept, ai să-ți asumi ca să ai grijă de amândoi copii. Mamă-soacră, ai am înțeles? Discutat despre nu, azi, nu da? Sunt mamă-soacră eu cu tine. Odată ce nu mai e băiatul meu, tu nu mai ești nora mea. Așa, tu și mai cauți aici? Am discutat cu toții. N-am înțeles, am venit în casa fiului meu. Prostim? Nu. Ba da! Până la urmă, Ciprian. Alexia este nepoata dânsei, da? Nu e ok veniți... atitudinea asta. Trebuie să explicăm de ce am ajuns în punctul ăsta. Unul la mână. Cheltuielile să ținem această casă sunt enorme. Gaze, lumină, da? Apă. Sunt foarte multe. Mari. Extrem de mari. Da. Nu ne mai permitem. Unul la mână. Uh-huh. Ea are pasiuni. Ea își dorește lucruri destul de scumpe. Nu ne mai permitem să îi le oferim. Că nu ne mai permitem după această pandemie, chiar nu ne mai permitem. Și ca să înțeleagă valoarea banului, să nu mai aibă pretenții să, că suntem mari bogătași, am luat decizia împreună să meargă la servici. Domnul Ciprian, spune-i, te rog frumos, soției tale și fiicei tale, de ce ai trimis-o la muncă pe Alexia, da? De ce nu mai înțeleg nimic? Ia spune-mi, de ce? Ca să-și câștige existența, să știe și ea valoarea banului. Să ne ajute. Să știe valoarea banului, în primul rând. Da, asta și dumneavoastră, în acest timp, ce faceți cu serviciul dumneavoastră? Ce să fac cu serviciul? Cum adică ce face cu serviciul? Muncesc în continuare, cum am muncit și până acum. Ce să fac cu serviciul? Și dacă muncești în continuare, de ce nu vă ajungeți? Că până acum v-ați ajuns. Cum? Înseamnă că e ceva la mijloc. Doamne, din păcate, soțul dumneavoastră te rog să taci. Vă minte. Cum adică mă minte? Cum? Măi, Ciprian. Dacă și știți ce? Se poate verifica foarte ușor dacă nu mă credeți pe mine pe cuvânt. Da? Ce-ar fi să-i spui soției tale adevărul? De ce nu vă ajungeți de te-ați trimis copilul ăsta la muncă? Momentan nu mai am job. Cum adică nu mai ai uite job? Uite așa, nu mai am job. Ce? Poftim și tu de-aia m-ai trimis pe de-aia la muncă? Nu te-am trimis de-aia la muncă. Mai, deci nu doar că momentan, e ceva vreme, adică vorbim de o lună jumate. Tu mi-ai spus că ți-a tăiat din nou din salariu, nu că ai rămas fără loc de muncă. De ce m-ai mințit? Vreau să știu și eu de ce m-ai mințit. De-aia m-ai îmbârligat pe mine să mă duc la muncă. Să-ți fac și curat, să spăl mai nou. Ce? Dau și cu mătura la muncă. Ce și să cu faci, mă? Da, asta fac, mama e. Da, asta fac. Tu femeie asta... de serviciu, domn. Sunt convinsă că cu Tudor n-ai fi făcut așa ceva. Dar având în vedere că nu-i copilul tău, îți bagi joc de el. Auzi, nu rămâne așa. Uite-te încoa la mine. Dacă tu l-ai ales pe el, e treaba ta. Te speli cu el pe cap. Voi amândoi în casa asta n-o să mai stați, e casa fiului meu. Ați înțeles? Și o să mă lupt până în pânzele albe, până o să rămână casa fetii. Hai, doamnă, Alexia, să-ți faci bagajul. Doamna Nina, cu tot respectul, deocamdată, nu este doar nu casa așa. Alexiei și nu mai este casa fiului dumneavoastră. Nu, o să este fie... și casa Angelei și casa lui Ciprian și casa lui Tudor. Cu tot respectul vă spun, doamnă. Fă-ți bagajul, ia-și ce-ai de luat și hai, în casa asta nu mai stai, hai! Acum! Hai! Auzi, și toată vina o porți tu. Tu de ce nu mi-ai spus mie când te-ai angajat să fi venit la mine și să-mi fi spus mamaie, m-a trimis ăsta la muncă, m-a angajat. Eu muncesc, eu aduc bani în casă, îi fac jumate-jumate cu ei, da? Da, și el stă și bea. Bun. Asta face. De ce n-ai vorbit? De ce n-ai venit să-mi spui? Măi, mamaie, uite ce face ăsta. Cu cine să vorbesc, mă, mama e? Cu cine cu să mine. Vorbesc cu tine? Și ce rezolvam dacă vorbeam cu veneam tine? Peste el. Și ce făceai? Bă, cred că luam de o aripă și l-aruncam de sus. Așa ai zis de fiecare dată și nu s-a întâmplat deloc. Domnule, ne-ați lăsat să plece. Bine că a plecat, că... Păi nu, nu e deloc deja... bine, măi, că a plecat. A, da, bine că, că a aruncat în aer această familie. Până la urmă, de ce ai mai intrat în această Domnule familie? Domnule Ernest, am aruncat în aer pentru că eu am vrut să... Așa a fost modalitatea mea de a mă face autoritar față autoritar? De fapt. Dar știncule, lasă-mă să vorbesc. Lasă-mă să vorbesc. Haideți să purtăm un dialog civilizat, pentru că în momentul de față nu vă ajută acest gen de comportament. Dacă nu mă lasă Doamna să Angela, termin fraza degeaba, eu vă întreb sincer și știu aici. Că este dureros, pentru că sunteți atât mama Alexiei, cât și mama lui Tudor. Și știu că este o întrebare care vă va deranja. Dar soțul dumneavoastră face diferențe între ei? Tati a primit niște bani, uite. Ia uite ce de bani a primit tati. Și vreau să îi cheltui cu tine. Da. Numai cu tine. Da. Tu nu mănânci?
Ba da, mănânc, când ne întoarcem. Da, hai. Ok, mergem la magazin. Hai, mergem la magazin. Ce-i drept, da, face diferență între ei și am închis ochii și am tăcut din gură. Poftim? Și am spus, Alex, da, cum nu poftim? Ce poftim? Care diferență? Că n-am vrut să-i cum dau 14 milioane să duc în cartonament? Altceva, ce-a mai fost? Ciprian, eu mă port la fel cu amândoi? Așa, și eu nu mă port? Nu te porți la fel cu amândoi. Dar dă-mi un alt exemplu, că n-am vrut eu să fac ceva. Nu te porți la fel cu amândoi. Ce-ai făcut tu de 6 ani pentru noi? Spune-mi tu mie, te-ai supărat pe mama că s-a măritat cu el și un telefon nu i-ai mai dat? N-am dat un telefon și nu am venit pentru că nu-l suport pe el. L-am văzut ce fel de om e. Eu din prima l-am văzut. El a fost prieten cu taică-tu, da? Așa. Așa. Din respect pentru tatăl tău, trebuia să nu se încurce cu mama ta. Trebuia să te ajute și pe tine și pe maică-ta. El a avut un plan stabilit de la început, ce a zis. Asta are casă, văd eu repede, i-a mai făcut un copil, gata, frate, el e mare și tare. El a venit cu un scop aici și și-a atins scopul. Apropo, chiar nu aveți niciun interes? Ce nu interes? Înțeleg. Nu înțeleg ce, la ce vă referiți. Ce interes aibă? Nu știu. Adică ce nu interes? Aveți curajul să purtați această discuție cu soția dumneavoastră? Pentru că cu prietenii dumneavoastră ați discutat despre... Ciprian! Varianta în care, bun, se putem pare că renunța... sunt cea mai mare naivă, care nu înțelege absolut nimic din ce se întâmplă în casa asta. Te rog, nici eu frumos, cum, în al 12-lea aceasta, mă lumine și pe mine. Mă gândesc că cel mai bine e să vindem casa. Deci nu pot să cred așa ceva. Chiar nu pot să cred. Crezi. Ce faci, mama, aici? Mama, plec. Deci nu există așa ceva. Nu pleci nicăieri. Cum adică, mama, nu plec nicăieri? Nu pleci nicăieri. Mama, plec. Mă duc la mamaie. Cum să te duci la mamaie? Cum adică? Elo, vii cu mine. Da, nu, nu vine nicăieri. Ba da, vine ba cu mine, ba da. De ce să vină cu mama ta? Și aici ce să facă? Să-și bată un nei ca nimeni joc de ea? Să o amenințe cu cureaua? Deci eu nu am știut lucrurile astea, acum le știu și o să fac în așa fel să fie bine. Nu pleci nicăieri. Ba da, o să plec. Asta e casa ta, eu sunt mama ta și aici rămâi. De ce? Ăla micu e fisul și asta nu se adresează cu fiii mea. Da, asta e... ai dreptate, așa e. Am observat și eu că face diferențe, dar ce era să fac? Că sunt la mijloc. Cum ești la mijloc? Eu sunt la mijloc. Păi tu nu știi să pui piciorul în prag? Cum adică? Să pun piciorul în prag. E așa de ușor de vorbit din afară să pui piciorul în prag. Ea e fata mea, dar și Tudor e copilul meu. Da, aici ai dreptate. Da? Da, amândoi sunt copiii mei. Tăi. Da, ai dreptate aici. Da. Și n-am ce să fac. Atâta timp cât sunt prinsă la mijloc, nu am ce să fac. Ba da, ai ce să faci. Ce să fac? Cum a zis și mama ei și a punctat foarte bine, să pui piciorul în prag. Și să fac ce? Să ce? Să-i spui de la bun început cine sunt eu, cine ești tu, cine e el în casă. Să-și cunoască statutul în casa asta, nu să a venit gata, a venit cu 3 din alea boarfe într-un geamantan și el este stăpân, el face ce vrea. Așa, într-un fel e cum spune Dumnezeu voastră, dar nu e chiar așa. Pentru că Ciprian, de când e în această casă, până acum la pandemie, el chiar a susținut casa asta. Eu, fără el, nu aveam cum să fac față, să țin toată hardughia asta. Ascultă-s. Și să o cresc pe ea. Dar tot a chiar făcut diferențe. A făcut diferențe, dar eu, fără el, nu făceam față. Și nu te puteam crește, da? Nu i-am zis nimic. E doar de acum de câteva luni, da? Până acum ne-a susținut pe amândouă. Nu era mai simplu să fi discutat înainte cu soția dumneavoastră? Domnule, cunoașteți foarte bine povestea cu Alin, cât de mult s-a trudit el ca să ridice această casă. E simplă toată treaba. Această casă, care este foarte mare și nu o putem întreține, trebuie vândută. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Pe mine mă interesează atât. De ce faceți diferențe între Tudor și Alexia? Nu fac nicio diferență. Ba da, faceți. Pentru că în discuția pe care ați avut-o cu amicul dumneavoastră, ați specificat destul de clar. Vreau să-i asigur viitorul lui Tudor. N-am auzit nimic despre Alexia. Alexia va avea viitor asigurat din partea bunicilor ei. Cum puteți spune așa ceva?
dar sunt un om care... Parte din această casă îi aparține Alexiei. Nu aveți cum să o evaporați pur și simplu. Ok, va hotărâ tribunal atunci dacă se va ajunge acolo. Ce mă doare mai rău că nu l-ai respectat, bă, băiatul meu. Trebuia să te duci, nici vântul, nici pământul nu te știa și vedeai de treaba ta. Unde să mă duc să nu mă știe vântul și pământul? Când? Între gărzi? Eu cred că am demonstrat în acești ani de zile că o iubesc și că nu am luat-o din interes. Pe Ciprian nu-l iubesc. Și toată lumea știe, inclusiv tu. Dar ce era să fac? Și acum e și Tudor. Și ea va avea de ales acum ori fata ei, ori eu. Știu ce am de făcut. Eu 2 ani de zile am fost alături de tine, da? Te-am ajutat cu ce am putut, da? Dar în momentul în care tu l-ai adus pe ăsta în casă, nu l-am putut suferi. Și de aia n-am venit și nu ți-am mai dat niciun telefon și nici n-am mai vrut să-l văd. Te înțeleg, ești fată tânără, trebuia, dar nu cu ăsta, una la mână. Nu cu ăsta și cu care? Îți găsești. Că era același lucru, dar cu oricare, mă garantez eu. Dar putea să te ajute ca prieten al soțului, nu să... Ce ajută o văduvă cu un copil că a fost prieten cu cât 10 ani? Fără interes, e normal că vrea ceva. Auzi? Da? Și ai fost lângă mine 2 ani. Cum au fost ăia 2 ani? Am avut eu viața ăia 2 ani? Că viața mea era servici, cimitir și copil. Unde să mă duc să nu mă știe vântul și pământul? Când? Între gărzi? Da, când? Nu trebuia și să aștept 7 ani, dumneata, când, cum să stau 7 ani singură? Eu cred că am demonstrat în acești ani de zile că o iubesc și că nu am luat-o din interes. Eu am avut grijă de acest copil, de fata ei, iar în momentul de față eu am un singur interes. Am un copil pe care vreau să-l cresc, e copilul meu și fac totul pentru el. Cum am făcut aveți până acum copii. Și... Nu, am un copil, celălalt l-am crescut cu aceeași dragoste cu care îmi cresc copilul meu. Dar prioritar pentru mine este băiatul meu. Și ea va avea de ales acum ori fata ei, ori eu. Dacă eu nu vreau să divorțez, eu o iubesc pe Angela. Da? În momentul de față trebuie să aleagă. Ori eu, ori Fisa. Și cu asta am spus totul. Ce mă doare mai rău că nu l-ai respectat, bă, băiatul meu. Nu l-ai respectat. Repede, gata. Pontronc. Trebuia să te duci, nici vântul, nici pământul nu te știa și vedeai de treaba ta. De asta n-am vorbit cu tine, de asta nu mai vreau nici să te mai văd. De asta nici nu mai vreau să te mai văd. Tot ce se întâmplă, se întâmplă din vina ta. Numai tu ești vinovat, să știi. Acu de ce plângi? Acu e prea târziu, trebuia să-l plângi pe fiul meu, nu pe ăsta. Cum adică nu l-am plâns? Cum adică nu l-am plâns? Da, Iulian, am văzut. Cum poți să spui treaba asta? Când știi foarte bine când l-am iubit pe Iulian și că încă el este soțul meu. Chiar dacă sunt cu Ciprian, cum puteți să spuneți asta? Eu asta cred, că ai fost și înainte. Imediat, nici bine n-a trecut, gata. L-ai nici adus bine în casă, pentru mata, nici bine n-a trecut, sunt 2 ani. 2 ani în care eu am tras să pun casa asta la punct și am făcut credite peste credite și m-am împrumutat și aveam credit la magazin pentru pâine. Și știi lucrurile astea? Pentru că în ziua în care a murit i-am promis că nu vând casa și al ei și nu o să o vând niciodată. Și m-am luptat ca să fac bani să o pun la punct. Că mă duceam cu nerușinare și cu nesimțire la oamenii amărâți. Și le ziceam, îți fac injecție, dar bagă banul în buzunar. A, vrei să-ți schimbi perfuzia? Da! Dar bagă banul în buzunar. Așa am făcut bani, să pun casa asta la punct și să nu intrăm în colaps. Eram o femeie singură, văduvă, cu un copil, la 32 de ani. Ce era să fac? Atâta am știut să fac. Da? Până într-o zi. Până într-o zi. Într-o zi în care... am dus la o femeie, așa, ca mata. Și am zis, să-ți fac injecția. Deși era în spital.
Dar trebuie să mă plătești. Cu nerușinare. Și m-a plătit. Și am plecat mândră din salon. Ha, am mai făcut 20 de lei. Când am închis ușa la salon, femeia i-a zis colegei ei de pat. De aia i-a murit bărbatul. Dumnezeu. Că faci așa, că nu vine să fac o injecție fără să o plătești. Păi cum să nu-i moară bărbatul? Normal că i-a murit bărbatul. Dumnezeule. Am simțit că intru în pământ în secunda aia. Și mi-am dat seama că procedez greșit și că nu e corect să mă duc să trag pe amărâți. Da, și eu eram amărâtă, dar și ei erau amărâți. Și n-am mai putut să fac asta. Și singura soluție era să-mi iau un bărbat. Da, pe Ciprian nu-l iubesc. Și toată lumea știe, inclusiv tu. Dar ce era să fac? Și acum e și Tudor. Știu, dar acum sărăntocul s-a văzut în vârful sărăntocul clăii. Sărăntocul a ținut casa asta 6 ani. Mai tu... Nu a fost un profitor, cum spuneți voi. Tu tot chiar n-a fost, n-a fost alături de tine? De la 10 ani până la 17. A fost alături de tine. Te-a dus la cantonamente, te-a dus în școală, ți-a luat îmbrăcăminte. Acum nu avem. De ce? Că nu muncește, da? Asta e, că eu n-am știut lucrurile. Și v-ați gândit amândoi să o trimiteți pe asta mică la muncă? Pe mine m-am brobodit că să învețe valoarea banului, da? Și mi-a... De fapt, el n-avea el servici. Asta nu o să-i o iert niciodată. Tu trebuie să iei o hotărâre, pentru că eu în casa asta nu mai stau. Nu! Eu o să iau o hotărâre. Dar tu în casa asta o să stai, nu. Pentru că această casă e casa ta. Atunci și o să mea. Alegi eu sau el. Gândește-te bine ce alegi. La amândoi trebuie să le oferi la fel. Nu faci diferențe și să nu-ți bagi joc. Că sunt niște suflete nevinovate. Ai înțeles ce am zis? Da. Știu ce am de făcut. Tu din casa asta nu pleci. O să stai în casa asta cu mine și cu Tudor, ai înțeles? Actorii vorbesc despre intrări și ieșiri din rol. Eu aș parafraza puțin această idee, spunând că, într-un final, Angela a avut revelația cuvenită și a reușit să-și apere personajul. Greșelile pe care le-a făcut nu se pot șterge atât de simplu, pentru că au rănit-o pe Alexia. Însă, așa cum am spus, atât a putut. Angela a recunoscut că a fost manipulată, dar tăria de care a dat dovadă la final o va face pe Alexia să o ierte. Cu doi copii, fiecare cu nevoi mari, nu-i va fi ușor Angelei. Însă, îmbrățișarea din final ne face să credem că mama lui Alin o va ajuta să îl despăgubească pe Ciprian pentru investițiile în casă. Și astfel, cu toții, vor scăpa de un personaj toxic. Ceva însă nu se poate nega. Faptul că Ciprian își iubește fiul. Să sperăm că va înțelege că viitorul lui trebuie să îl construiască prin muncă. Nu prin acțiuni cinice în conjuncturi delicate. Mama! Da, mămicul meu! Dacă ai dormit bine, ești în formă, da? Eu așa zic că da. Pui, am un mare rugăminte la tine. Așa? Te roagă mama din suflet, poți să te duci măcar câteva ore la florărie? Sunteți bine? Fata mea, am pierdut-o. Păi, v-ați spus că este ziua ei. Da, încă mai caut. Acum 25 de ani am pierdut-o. Ești minunea mea? Raza mea de soare? Te iubesc până voi muri? De la mama? Uh-huh. Poftim? Da, poftim. Nu te mai face că nu știi. Se vede pe fața ta că minți. Care mamă? Care mamă? Eu sunt mama ta, Andreea! Ea e mama mea! E o fată deșteaptă, ea când va veni acasă și îi vei explica tot ceea ce trebuie, sigur o să se rezolve. Te rog eu, nu mai te enerva. Te rog eu, nu mai te supăra. Primul tău nume este Alina. Eu sunt mama ta. Ascultă-mă, te rog foarte mult. Mama mea e Angela.
Este mama Așa ta. Așa o cheamă pe mama mea, Angela. Este în acte, dar nu este mama ta biologică. Deci te previn, dacă din cauza acestor discuții pe care tu le-ai iscat, copilului îi se va întâmpla ceva rău, să știi că relația noastră a luat definitiv sfârșit, pentru că m-am săturat de toate postirile tale.